Strada Cloșca, veritabilă rezervație secesion, stil 1900, are palate fastuase, unele întreținute, altele neglijate, lăsate într-un proces de degradare ce n-a fost oprit până acum. Cât de gravă este starea unora dintre cele mai frumoase clădiri 1900, o să vedeți în cele ce urmează. Astăzi vorbim despre casa de raport a văduvei lui Iacob Fi, edificiul Parter plus etaj de pe strada Cloșca numărul 14, colț cu piața Mihai Viteazul cu plan în formă de L, adăpostește apartamente iar mai nou magazine la demisol. Construită în anul 1906 după planul arhitectului Cover Laios, edificiul prezintă un decor floral ce imită o broderie. Cochetul balcon, sistem baldachim, de deasupra porții pietonale prevăzut cu patru coloane cu capitel corintic, ce susțin la nivelul etajului un balconaș cu o feronerie vegetală, ce încadrează central o urnă decorativă. Mai susține turnul de colț cu cupolă, balconul de la etajul fațadei, laterale, cu asa linie sinuoasă a balustradei din cărămidă și deschideri cu feronerie vegetală, ceea ce completează aspectul 1900 al clădirii. În timp ce două blazoane amplasate deasupra porții indică originea nobilă a proprietarei. Astăzi, acest edificiu are fața scorojite, învăluit în cabluri se percep la intrarea principală miazme neplăcute, tencuială căzută dând senzația unui palat în agonie. Are decorațiuni superbe, este singurul edificiu în manieră Gaudi din Arad, după cum remarca criticul de artă și istoricul Horia Medeleanu. Dacă s-ar începe restaurarea acum, totul se poate salva. Administrația, în dialog cu proprietarii, trebuie să găsească modalități și mijloace pentru a readuce palatul la starea lui originală. Toată strada Cloșca, fără seamăn de frumoasă mărturie a anilor 1900, când s-a construit centrul Aradului, mai are case ruinate de care vom vorbi în episoadele viitoare.